Avem cuvântul Domnului din Epistola către Tesaloniceni, prima epistolă, capitolul 5. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu cu începere de la versetul 5 până la versetul 8, 4 versete. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Amin. În această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, cuvântul de învățătură pe care îl vom avea are în vedere aprofundarea unei tematici legată de consumul de băuturi alcoolice. Vom vorbi în această dimineață despre consumul de băuturi alcoolice. Am ales să citesc pasajul pe care l-am lecturat pentru că în el este așezată o antiteză între fiii luminii, fiii zilei și fiii nopții și a întunericului, care unii se îmbată și alții sunt treji. Îndemnul la fiți treji este un opus, e în antiteză obiceiului celor care se îmbată. Sigur că această tematică, această problema consumului de băuturi alcoolice, este o problemă care afectează profund societatea. Fiecare dintre noi a văzut în viața lui o crâșmă sau o sticlă cu băutură. Nădăjduiesc că n-ați desfundat-o și nici n-ați gustat-o. Problema însă este o problemă care afectează societatea, afectează uneori și bisericile, afectează și pe credincioșii din biserici. Aș începe prin a aduce în fața dumneavoastră câteva informații care pun în evidență dimensiunea consumului de băuturi alcoolice, flagelul consumului de băuturi alcoolice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 2 milioane de români beau în mod regulat alcool. 2 milioane de români. Media consumului de alcool în România este de 15 litri de alcool pe locuitori într-un an. În condiția în care în Europa se consumă la nivelul Uniunii Europene 12 litri de alcool. E vorba de alcool pur, așa este calculată statistica. 70%, vorbim de acelea statistici, din cazurile de violență domestică sunt cauzate de consumul de alcool și 50% dintre crime sunt determinate de consumul de alcool. Potrivit aceleași organizații, Organizația Mondială a Sănătății, excesul de alcool omoară mai mulți oameni în lume decât omoară SIDA și tuberculoza la un loc. România performează negativ în acest domeniu. A fost făcută o hartă a consumului de alcool la nivel mondial. Europa este pe primul loc între continente, iar în ce privește țările, în Europa, România este pe locul 3. Super! Suntem și noi pe podium, nu? Locul 3. La nivel mondial, suntem pe locul 5. Ne depășește Rusia. Nu? Țările din lumea Africii, din lumea africană, sunt țările în care se consumă cel mai puțin alcool. Este de observat acest lucru. De asemenea, în ce ne privește ca popor, iarăși avem o statistică ciudată.
Cu toți am fost în magazinele, în supermarketuri și am văzut cât de bogat este raionul în care se vinde suc și apă. În România se consumă 4,2 litri de apă pe locuitor, apă și suc, adică oamenii cumpără de la magazin ca să bea, în timp ce alcool e 15 litri. Foarte frumos. E un popor însetat. De asemenea, acele statistici spun că în România 7,8% din venitul unei familii este cheltuit pe băuturi alcoolice și pe țigări. 7,8%. Vorbim de medie, la nivel național. Și creștinii participă la această medie în sensul în care trag statisticile în jos. Dacă am scoate pe copiii lui Dumnezeu din aceste statistici, se va ajunge bine spre 10%. Fiți siguri că și fiii întunericului plătesc zeciuială. Fiți siguri. Nu. Frații și surori, statisticile acestea reflectă o problemă foarte serioasă cu care se confruntă națiunea. Potrivit Institutului Național de Statistică, 80% dintre adolescenții din România, de 14 și 19 ani, au consumat alcool. 80%. Iar 50% dintre adolescenți au început să consume alcool înaintea vârstei de 13 ani. Și toate acestea în condiția în care părinții, 60% din părinți au fost siguri că pruncilor n-au consumat alcool până după vârsta de 18 ani. Vă rog, stimați părinți și pe dumneavoastră, chiar dacă vă sunt copii, umblați la biserică, să nu-i credeți chiar în toate. Să nu-i credeți chiar în toate. Mai bine să verificați și să le cercetați adevărul spuselor. Acum că așa stau aceste statistici, foarte succint aș trece în revistă câteva dintre cauzele care determină consumul de alcool. De ce beau oamenii? Care sunt motivele care determină consumul de alcool? Unul dintre motive este modelul părintesc. Așa face tata, așa face moșul, așa am de gând să fac și eu. E un reflex învățat din familie. E un model lăsat de părinți. Dacă în casă este băutură, dacă în casă se consumă alcool, dacă în frigider e bere, e bună seamă că într-o zi și copiii vor adopta obiceiul părinților, făcând ceea ce văd pe părinți, făcând nu ceea ce părinții pretind ca ei să facă. Sunt apoi, în a doua cauză, factori de natură socioculturală, și aici ne gândim la influențe care vin din mediul mai larg al culturii, a obiceiurilor, a unei țări, a unei zone, a unei familii. Sunt țări în care consumul de alcool este influențat. Avem și cântece. Dacă ar fi să analizăm folclorul românesc, o să observați cum factorii socioculturali determină consumul de băuturi alcoolice. Ăla-i bărbat grozav care știe să înghită pe nerăsuflate jumătate de vodcă. Ăla-i bărbat. Sunt factori socioculturali sau socio-inculturali. Apoi, necazurile vieții. Sunt oameni care se refugiază în alcool datorită unor crize prin care au trecut, pierderi prin care au trecut, caută să-și nece necazul, să-și uite problemele refugiindu-se în consumul de alcool. Asemenea, persoane ajung uneori să fie stăpânite, să fie dependente de alcool. Dacă pe unii necazurile vieții fac să consume alcool, pe alții bucuriile vieții îi fac să consume alcool. Să sărbătorim. Și ce sărbătoare este aceea dacă pe masă, de pe masă lipsește băutura. Alții consumă alcool mânați de curiozitate, oare cum e, oare ce gust are. Cineva care a gustat odată pentru prima dată a spus că are gust de șosete. Nu știu dacă bea înainte așa ceva. În sfârșit, curiozitatea. Presiunea anturajului este o altă cauză.
mai ales între adolescenți, între tineri, la școală, în pauze sau în anumite cercuri, tocmai din această pricină, stimați părinți, vă îndemn în numele Domnului să nu permiteți copiilor voștri să participe la petreceri care se dau la școală sau la cine știe ce cabană, cu colegii la școală, la zile de naștere, la onomastici, la evenimente de acest fel, pentru că de regulă aceste întâlniri, nesupravegheate de ochii părinților, sunt locuri în care se consumă pentru prima dată alcool, pentru prima dată droguri, fetele, băieții își pierd acolo virginitatea. Țineți-i acasă, țineți-i lângă Domnul și arătați-le ce este înțelept. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Plăcerea, pofta nestăpânită, este de asemenea o cauză care duce la consumul de alcool, ca în final să se ajungă în dependență, în posesiune demonică, omul nemai putând să nu consume. E stăpânit, efectiv, e înrobit de acest duh demonic. Acum că am văzut așa în mare cauzele care determină consumul de alcool, aș vrea în cele ce urmează să ne uităm în Biblie cu gândul că Scriptura condamnă consumul de băuturi alcoolice și beția, să supunem acestui gând verificării Sfintelor Scripturi. Oare e așa? Oare condamnă Sfânta Scriptură consumul de băuturi alcoolice și beția? Ne vom uita împreună la câteva versete. Mulțumesc lui David, că deja s-a așezat acolo la computer, ca să ne ajute să vedem repede versetele. Prima dată în Biblie, consumul de alcool este consemnat în Geneza, capitolul 9. E vorba de Noe, care după potop a băut vin. Ce efecte oare a avut asupra lui? Biblia spune că s-a îmbătat, s-a dezgolit în mijlocul cortului său, apoi a fost un episod tulbure în relația cu băieții, cu fiii lui. Unul dintre ei l-a batjocorit, a râs de tatălui, ca la urmă episodul acesta care a pornit de la nevegherea lui, consumul de alcool, să se sfârșească prin blestemarea unui copil, a unui neam care a pornit din acel copil. Iată ce efecte a produs alcoolul în casa lui Noe. Lot, care probabil necăjit, a acceptat oferta fiicelor lui, a băut și el vin, a urmat un incest, al doilea incest, iată unde duce consumul de alcool. Leviticul, capitolul 10, de la versetul 9 la versetul 11, ne prezintă o lege a lui Dumnezeu lăsată pentru o seminție din Israel. E vorba de seminția lui Levi, cei care erau chemați să fie preoți. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Ca în Numeri, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 3, Domnul să se adreseze copiilor lui Israel cu cuvintele. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți făcând o juruință de nazireat ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare. Să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. Textul continuă, este vorba de legea nazireatului. Ca în Judecător, capitolul 13, de la versetul 4 la versetul 5, unui bărbat pe care Dumnezeu l-a hăruit cu o revelație, să-i se spune: acum ia bine seama să nu bei vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Proverbe 20, cu versetul 1, un alt cuvânt în care consumul de alcool este învederat, iată ce spune: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele,
nu este înțelept. Adică omul care consumă vin devine batjocoritor, omul care consumă băuturi vorbește într-una, e gălăgios și cine se îmbată cu ele, frumoasa de sarge, că nu e înțelept. Nu ne spune cum îi, ne spune cum nu-i. Cum îi, ne dăm seama toți. Proverbe 23:20, cuvântul Domnului dă un 23:20, nu fii printre cei ce beau vin. Despre îmbuibare de carne o să vorbim altă dată, da? Cu carne. Nu fii printre cei ce beau vin. Proverbe 23, versetul 29, la versetul 25, un pasaj foarte frumos. Este aici o întrebare. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Cu alte cuvinte, cine se ceartă? Cine are scandal în casă? Cine n-are pace? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ale cui sunt ochii roșii? Ale cui? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Cu vin, încă o dată, amestecat. Interesant. Peste o săptămână o să vedem ce înseamnă expresia asta, vin amestecat. Da? Deci până și bețivii ăștia diluau vin. În condiția în care, în Antichitate, Vechiul Testament, nu se putea obține băutură cu concentrație de alcool mai mult de 14%. Și pe ăsta l-amestecau. Vodka are spre 60%, 40%. Cuvântul Domnului continuă. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Uitați ce se întâmplă. Ochii ți se vor uita după femeile altora. Efectul băuturii alcoolice. Inima îți va vorbi prostii. Da. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. O mică mișcare a căzut. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, aveau vin. Deștept-o. Și cum s-a ajuns aici? Proverbe, capitolul 31, cu versetul 4, la versetul 5, duce în fața noastră un alt text. Nu se cade împăraților, lemuiele. Lemuiel înseamnă alesul lui Dumnezeu, este vorba de Solomon. Nu se cade împăraților, lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, să bea vin. Nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva în bând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Păi dacă între a uita legea lui Dumnezeu și a călca în picioare drepturile celor nenorociți stă consumul de alcool, atunci ce decizie trebuie să luăm? De la câte pahare încolo se pierde mingea? Că se zice că abia moderat în regulă. Isaia, capitolul 5, cu versetul 11, ne spune: vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin. Ioel, capitolul 1, cu versetul 5, treziți-vă bețivilor și plângeți, văitați-vă toți cei ce beți vin, căci vi s-a luat mustul de la gură. Ca apoi, în Osea 4, cu 11, cuvântul se spune: curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Uitați-vă între ce e pus vinul, mustul, curvia. Ca Domnul să spună că dacă bei vin, gura îți va vorbi prostii și te vei uita după pe miile altora. Habacuc 2:15,
În acest text este osândită și servirea cu băuturi alcoolice, servirea semenului. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care-i torni băutură spumoasă și lamețești ca să vezi goliciunea. Nu-i bine, în lumina acestui verset, să ținem în casă băuturii și să servim pe musafirii noștri sau pe oricine lucrează la noi cu băuturi alcoolice. Nu. Vei zice, dar eu nu-l îmbăt. Nu-l îmbeți tu, să-mi bată el. Că doar e deschis apetitul. Nu e bine. În casele noastre n-au ce căuta băuturi alcoolice. Unde ține taică-t-o bere? L-a întrebat odată unul pe un copil. Mergeau la biserică. Și băieții, copiii sunt sinceri și fetele. În frigider, frate. Dacă ați fi căutați în frigidere, ce ați avea pe acolo? Da, în balcone, da, prin pivnițe. Apoi, un alt verset, mutându-ne Noul Testament, Roman 13 cu 13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Roman 14 cu 21, Cuvântul Domnului spune, bine e să nu bei vin, bine e să nu mănânci carne, să nu bei vin. Păi aici scrie că trebuie să bei. Bine e să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Și Cuvântul Domnului. Ca lista acestor versete să fie întregită de 1 Corinteni 6 cu 10, unde ni se spune că bețivii nu vor moșteni împărăția cerurilor, iar în 1 Corinteni 5 cu 11 ni se spune să ne ferim, să avem părtășie cu unul care se numește frate și care totuși este curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător sau bețiv. Un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Efeseni 5 cu 18 așează în fața noastră două direcții. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, o direcție. A doua, dimpotrivă, fiți plini de Duh. 1 Timotei 5 cu versetul 23 este ultimul verset pe care în această grăbită incursiune îl privim. Uitați-vă la acest verset. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin. Vezi, zice, aleluia. Să nu dea Dumnezeu boala lui Timotei ca să se justifice să nu bei numai apă. Ciudat e că inima omului se uită la acest verset și vede în el justificare pentru consumul moderat de alcool. Dar nu vede că Timotei se abține de la alcool. Nu vede că obiceiul acestui om e abstinență totală de la alcool, ca și apostolului Pavel de la care a învățat. Nu vede că norma acestui bărbat temător de Dumnezeu este să bea numai apă. Nu vede asta. Vede numai să iei puțin vin. Deci nu vede boala de stomac. Vede numai vinul. Fiecare vede ce îi place. Asupra acestui verset vom mai reveni. Frați și surori, în lumina acestor texte, putem să spunem că Scriptura condamnă consumul de alcool, consumul excesiv de alcool, beția este un păcat din pricina căreia oamenii vor ajunge în iad, bețivii nu vor moșteni împărăția cerurilor, dar se ridică aici o întrebare. Consumul moderat de alcool, de vin, e în regulă? Cineva va spune, eu sunt un om echilibrat, nu mă îmbăt. Pe deasupra, medicul mi-a recomandat să beau dimineața un pahar de vin, vin roșu sau cum o fi, după aia oricum ochii roșii.
e moral, e bine, e înțelept, e în voia Domnului să ne permitem libertatea de a consuma moderat alcool? Eu susțin de bună seamă și cu temeiuri că nu. În viziunea creștinilor evanghelici, în viziunea celor care doresc să slujească cu totul lui Dumnezeu, există și convingerea că trebuie să ne aținem de la consumul de alcool în orice gramaj. Consum de plăcere, consum ca aliment, despre asta vorbim. Că altfel, spiritul sanitar putem să-l folosim, dar numai pentru uz extern, nu pentru uz intern. Unii au făcut și din diană, și din spirit, frecții interne. Așa. Care sunt argumentele pe baza cărora susținem abstinența de la consumul de alcool? Propun în fața dumneavoastră câteva argumente nouă și o să încercăm, dacă putem, să ne oprim la timp. Primul argument, consacrarea deplină în slujba lui Dumnezeu presupune abstinența de la consumul de alcool. Este vorba pe fond de principiul naziriatului, descris în cartea Numerii, capitolul 6, de la versetul 2 la versetul 3, unde cuvântul Domnului ne spune că dacă cineva, un bărbat sau o femeie, se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de naziriat, observați cu ce scop, ca să se închine Domnului. Deci în acele vremuri în care standardele erau destul de diluate și scăzute, cineva din popor, un bărbat sau o femeie, va vrea să se apropie de Dumnezeu mai mult, să se separe de ceilalți, ca să se închine Domnului și să slujească Domnului. Uitați ce i s-a cerut. Să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare. E tot. Până acolo încât să se ferească și de oțetul făcut din vin, de vreo băutură alcoolică îmbătătoare, până și de sursa alcoolului, de struguri, de must. Deci era cumva o separare, fugi de tot. Așa s-a pus problema. Principiul dedicării depline lui Dumnezeu este un principiu regăsit și în Noul Testament. Cred că Dumnezeu ne cheamă și pe noi să fim cu totul dedicați Lui. Înțeleg că acela care se consacră să fie cu totul lui Dumnezeu este sensibil la orice învățătură și text din Scriptură care creează profilul celui care s-a predat cu totul lui Dumnezeu, inclusiv în relația sa cu consumul de alcool. Păi și de asta nu beau niciodată. Vreau să fiu cu totul pentru Dumnezeu. 2. Trăirea în sfințenie, al doilea argument, exclude consumul de alcool. Pe fond avem principiul încredințat de Dumnezeu preoției, preoților, principiul sfințeniei, descris în Levitic 10, de la 8 la 10, dar și în Proverbe 31, de la 4 la 5. În Levitic 8, versetul 8 la 10, Leviticul 10, cuvântul Domnului spune așa, deci Levitic 10. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii. De ce? Ca să nu muriți. Și Dumnezeu găsește mânie, găsește păcat să facă așa un slujitor al lui, să bea băutură, ca să nu muriți. Și uitați-vă la versetul 10. Versetul 10. Ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt. Ce este necurat de ce este curat. De ce să nu bei vin? De ce să nu bei niciun pahar de vin? Ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu e sfânt. Ce e curat de ce nu e curat. Cel ce bea intră în confuzie. Cât alcool trebuie să-ți găsească în sânge ca să-ți ia permisul de conducere? Un pahar am băut, Ioane. Și n-ai mai văzut lumina roșie.
Păi să spună cineva că ai discernământ și luciditate la minte. Uitați-vă, vă rog, autoritățile au constatat, medicii au constatat, poliția a consemnat, cine consumă alcool nu-i zdravân să conducă mașina. E un pericol public. Dacă îmi va vorbi despre legile lui Dumnezeu, ce pericol public va fi? Dacă îmi va deosebi ce este curat de ce nu este curat? Principiul sfințeniei ne cheamă la juruință de abstinență în relația cu consumul de alcool. Proverbe 31, de la 4 la 5, dublează această idee. Nu se cade lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari. Ca nu cumva, aici este rațiunea, bând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Consumul de alcool și sfințirea nu se potrivesc. Adevărul e că acolo unde s-au stârnit treziri spirituale, oamenii au făcut juruințe de abstinență față de consumul de alcool. Spre exemplu, în Biserica Baptistă Emanuel din Oradea, în vremea în care Duhul Domnului a mișcat cu trezire spirituală în timpul slujirii fratelui Liviu Olah. Fratele Liviu spunea că înainte să vină trezirea, cu slujitorii se duceau la masă și după aceea cu bere și cu vin pe masă povesteau de biserică. Până când au zis, nu-i bine, trebuie să ne pocăim. Și au propus legământ de abstinență pentru membrii bisericii și listă de rugăciune. Două lucruri simple. Nu mai bem și listă de rugăciune. Și Domnul a dus trezire spirituală. Umblatul ăsta între ape, pe două căi, cu Domnul, cu lumea, n-aduce și nu încurajează trezirea spirituală. Al treilea argument este principiul umblării cu înțelepciune. Umblarea cu înțelepciune exclude consumul de alcool. Proverbe 20 cu versetul 1 ne spune că vinul este bagiocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Ca în Proverbe 31 cu 4, cuvântul se spune că nu se cade împăraților să bea vin. Înțelepciunea ne învață să ne ferim de consumul de băuturi alcoolice. De ce? Pătimașul, bețivul, acela pe care îl privim poate între vecini sau pe stradă și ne creează dezgust când se așează pe scaun în autobuz lângă noi sau în gară. Știți că și omul a avut în viața lui un prim pahar pe care l-a băut? Știți? Dacă n-ar fi fost primul pahar, n-ar fi unde e. Ce să mai vorbim de celelalte efecte dezastruoase pe care consumul de alcool îl are asupra omenirii? Înțelepciunea ne învață să ne ferim. În orice măsură. Dacă atâția oameni au vieți distruse, familii distruse din cauza consumului de alcool, oameni a căror simțuri sunt tulburate și nu se mai știu opri, n-ar trebui oare ca înțelepciunea să ne învețe pe noi copiii lui Dumnezeu să spunem până aici, niciun consum, niciun consum. Argumentul 4, efectele dezastroase ale consumului de alcool impun abstinența. Citam din Proverbe 23, ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările. Noe, Lot, Nabal sunt doar niște bărbați din Biblie a căror familii au fost afectate serios de consumul de alcool. Degradarea fizică a celor care consumă alcool, bolile determinate de consumul de alcool, problemele din casă, din familie, certuri și atâtea altele, dependența cu tot ce implică ea, degradarea personalității, cu stările de dezorientare, de ebrietate, cu o imagine săracă de sine, cu vinovăție, cu disperare, cu dependența, cu sărăcia care vine, care înlănțuie, care trântește, cu moartea spirituală și cu perspectiva moștenirii în iad a veșniciei. Nu sunt toate aceste motive să ne facă să spunem stop definitiv consumului de alcool?
Eu zic că da. Eu zic că da. Al cincilea argument, 1 Timotei 5 cu 23, Timotei a practicat abstinența deplină de la consumul de alcool. Asupra acestui verset deja am insistat, se vede din cum îi se adresează Pavel. Bărbatul acesta era bolnav, avea o boală de stomac. Obiceiul lui era să consume doar apă. Și a fost nevoie să vină apostolul să sfătuiască să bea puțin vin din pricina stomacului. Cine e medic sau asistent sau cadru sau student la medicină prezent în locul acesta aici? Puteți să faceți un semn. Nu? Pe unde sunteți? Dumnezeu să vă binecuvânteze. La spital, nu? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Fiți atenți. Orice cadru medical știe că pentru boli de stomac, alcoolul, consumul de alcool, este contraindicat. Despre ce e vorba aici? Duminica viitoare. Nu. Dar ce vreau să observăm este că Timotei, după modelul pe care l-a învățat de la Pavel, n-a băut deloc alcool. Iar acest text așează o excepție care nu justifică, nu justifică în nicio formă consumul moderat de alcool, ci dimpotrivă atrage atenția asupra unui principiu de la primii creștini, abstinența de la alcool. Dacă vrea cineva un argument din Noul Testament, ăsta-i. Timotei nu bea deloc. Nu bea deloc. Versetele următoare, să vedeți, Pavel îi spune, păcatele unor oameni merg înainte la judecată, ale altora vin după. Deci se discută despre consumul de alcool și despre libertatea, chiar așa, în lumina judecății. Deci învățătura cuvântului, privința aceasta, e limpede. Al șaselea argument, poruncile din Scriptură, fiți treji și vegheați. De atâtea ori în Noul Testament avem aceste imperative. Fiți treji, vegheați, frații mei, fiți treji, vegheați. Se poate împlini când ți-i mintea amețită cu vin. Poate fi omul treaz când îi beat. Nu, că atunci e beat. Dar zona asta gri, veselie la vorbă și la glumă, voiciune. Că, să mă iertați, unul care se numea și predicator a zis că are mai mare curaj la predică după ce dă pe gât un pahar de vin acasă. Super. Să vorbești la biserică mâna de vin și nu de Duhul, ai chiar e fain. Nu. 1 Tesaloniceni 5, de la 6 la 8, pasaj pe care l-am citat, așează în fața noastră, 1 Tesaloniceni 5 cu 6, așează în fața noastră două perspective. Cei ce dorm, să nu dormim, da, cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Ca apoi versetul următor, 8, să spună, dar noi, care suntem fiei zilei, să fim treji. Întoarce-te la versetul anterior. Cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fiei zilei, să fim treji. Unde e loc de băutură? Pe cuvântul fi treaz implică ideea să te separi de consumul de alcool și să ne îmbrăcăm cu credința, cu dragostea și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. Deci, imperativul acesta, fii treaz, în acest context implică abstinența de alcool. În Tit, de la 2 la 3, avem aceeași idee. În Efeseni 5 cu 8, cuvântul Domnului spune să ne ferim. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, dar ca niște copii ai luminii. Și toate acestea, da, cred că am pierdut exact trimiterea respectivă, nu contează așa de tare. Ideea în acest verset, în Efeseni capitolul 5, este că sunt puse în față orgiile, petrecerile, distracțiile, întâlnirile acelea de ospețe, chefuri, care se făceau în lumea greco-romană, în vremea lui Pavel, la care unii oameni participau și acolo se îmbătau și se drogau cu... Nu erau droguri cum e acum, acum sunt și droguri. Sunt și droguri. Asta fac. Asta fac. Și vreau să spun lămurii părinților.
adolescenții noștri nu scutiți. Eu știu ce vorbesc. Eu știu ce vorbesc. În mediile alea fumează droguri. Și știu ce vorbesc. Voi lăsați și unii le și dați bani. Mai mare rușine. Și apoi vă mirați că nu vă mai ascultă și nu se botează. Că deja i-a vaccinat cel rău la Evanghelie. Pe banii voștri și cu acordul vostru. Vegheați în privința aceasta. Vegheați în privința aceasta. Și dacă au spus că merg la biserică, vă rog frumos să-i verificați. Că eu știu pe unii care au venit la biserică și au ajuns la club. Vă rog să-i verificați. Romani 13 cu 14 continuă în aceeași idee. Nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Întreb eu, efectul băuturilor alcoolice trezește poftele la om? Vinul trezește pofta? Spuneți loc. Biblia spune că da, din experiență, nu știm. Am văzut la alții, cuvântul lui Dumnezeu confirmă. Filipeni 4, cu versetul 8, ne îndeamnă să căutăm fața lui Dumnezeu, căutând tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit. Vă rog, așezați între acestea băutura să vedeți dacă se încadrează. Ce să mai spunem de cuvântul din 1 Tesaloniceni 5 cu 22? Feriți-vă de orice se pare rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Ce ar trebui să mai spun în plus ca să fie vizibil că e rău, pare rău consumul de alcool, în orice cantitate ar fi? Și pentru ce mânați de Duhul lui Dumnezeu ajunge acest avertisment. Nu mai trebuie altceva. Dacă ești în zona gri, dacă îți protejezi idolii, vei găsi argumente să-ți aperi și paharul. Haideți să mergem spre următorul argument, al șaptelea. Datoria de a fi un bun exemplu impune abstinența de la consumul de alcool. Domnul ne-a chemat să fim o bună mărturie pentru oamenii din jurul nostru. Prin purtarea noastră trebuie să le orientăm atenția spre Domnul nostru Hristos. Va trebui să le vestim Evanghelia. Mă întreb ce pilde de viață vom reuși să fim atunci când încurajăm pe alții să bea, fie și prin libertatea noastră de a gusta. Principiul bunului exemplu. A bunului exemplu pentru cel care s-a rupt din patima beției și trebuie să meargă înainte, fuge de băutură, cade foc, îl arde. Ce să mai spunem de comercializarea de alcool? Avem în zilele noastre creștini care își fac bani vânzând băuturi. Așa ceva este inadmisibil în acord cu calitatea de copil al lui Dumnezeu. În 1867, un tânăr, numele Fred Charrington, tatălui avea o afacere mare, de ordinul milioanelor, cu băuturi alcoolice, în toată Marea Britanie. Într-o zi, băiatul acesta, după ce s-a întors la Domnul, s-a dus, el era moștenitor, s-a dus la o întâlnire de alfabetizare cu copiii săraci din Londra și venind spre casă, în fața unui bufet, a văzut o femeie cu doi copii. Femeia era îmbrăcată cu niște haine vechi, rupte, copiii trăgeau de ea, cereau mâncare și ea striga după bărbat din bufet. Bărbatul a ieșit nervos, a tăbărât asupra ei cu pumnii peste copii și Fred Charrington a fost martor. Și a văzut numele familiei în reclamă deasupra geamului bufetului. Și a zis așa: Domnule, cu pumnul cu care ți-ai trântit la pământ nevasta,
m-ai scos și pe mine definitiv din afacerile cu băutură. Așa a zis. În următorii 60 de ani, bărbatul acesta a fost unul dintre cei mai vehemeni și bani și ce a avut a investit în a învăța pe oameni să nu consume alcool. Am aici o cărțulie. Englezii sunt băutori mari. Autorul acestei cărți este pastorul bisericii în care a predicat Spurgeon. Pledează cu toată forța lui împotriva consumului de alcool. Că știe ce face în Anglia din tineri. Din fete și băieți stăvălesc pe jos și numai Dumnezeu mai știe ce se întâmplă cu ei. Într-o societate în care lucrurile au derapat așa, cum putem noi fi o pildă, sare și lumină, dacă zice un pahar mere? Nu merge. Nu merge la aceia care vor să slujească cu toată inima lui Hristos. Nu merge. Umblarea în plinătatea Duhului în al optelea rând exclude consumul de alcool. Efeseni 5 cu 18 spune clar: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. În lumina acestui verset, prezența Duhului în viața noastră exclude prezența vinului. Și țineți minte, trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Nu vă umpleți de vin, umpleți-vă de Duh. Mai era pe la stăruință la noi cineva care zicea că nu e chiar așa păcat să bea un pahar de vin. Și numai nu primea Duhul. Când s-a dus la mărturisire și a spus că îl doare. Și omul lui Dumnezeu, un proroc care a venit pe la noi, l-a întrebat: ai gătat? Da, am gătat. Și de sticla aceea pe care a ascuns-o după dulap când a venit la adunare și din care a băut, nu zici nimic? Omul a căzut cu fața la pământ. Nu facem teologie pe descoperiri din profeții. Da, dacă o descoperire din prorocie e susținută de un text biblic, apoi ăla-i adevărul. Ăla-i adevărul. Dumnezeu să ne ajute. Principiul plinătății Duhului exclude consumul de alcool. Ultimul argument: identitatea, stimați frați, și slujba creștină exclude consumul de alcool. Și aici este așa numitul principiu al preoției, descris pe larg în Levitic 10, de la 8 la 11, și în 1 Petru 2, de la 5 la 11. Ideea în aceste locuri din Scriptură este următoarea. Preotul, da? Preotul din vechime, după cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce își exercita slujba, îi era interzis să consume băuturi alcoolice. Tu și fiii tăi să nu beți vin, nici băutură amețitoare. Când? Când veți intra în cortul întâlnirii. Deci când oamenii aceștia erau în slujbă, după rânduială, după planificare, n-aveau voie să bea alcool. Vă zice cineva: da, vezi, nu erau tot timpul în slujbă. Știu. Și o să vorbim și de poligamie, care a fost îngăduită pe niște criterii, și de divorț, care a fost îngăduit pe alte criterii. Și mai sunt ele și altele. În aceste faze de început ale revelației se conturează idealul moral. Când ești în slujba lui Dumnezeu, nu bei vin. Principiul preoției. Ca să nu muriți, ca să puteți deosebi ce este bine și ce e rău, spune cuvântul Domnului, am frații mei, vă întreb, cine continuă, potrivit învățăturii Sfintelor Scripturii, cine continuă în nou legământ, după Domnul Hristos încoace, preoția? Biserica. Poporul lui Dumnezeu, biserica, despre care apostolul Petru spune că noi suntem o preoție sfântă, un neam sfânt, o preoție împărătească. Dumnezeu ne-a răscumpărat ca să fim preoți pentru El. Dacă cei din vechime trebuiau să se abține de la consumul de alcool când își exercitau slujba, aș pune o întrebare: noi creștinii când luăm pauză de la slujba? Când avem liber de a fi creștini? Când avem liber la a fi preoți pentru Dumnezeu? Ca să dibuim când avem voie să bem băutură?
Ideea este următoarea. Identitatea creștină și slujba de preot la care ne-a chemat Dumnezeu ne cere să ne abținem de la consumul de alcool. Amin. În concluzie, consumul de alcool, stimați frați, în orice cantitate, nu se califică din punct de vedere moral în viziunea celui care vrea să fie cu totul dedicat lui Dumnezeu. Noi credem că trebuie să ne abținem de la consumul de alcool. Și dacă vreunul dintre noi n-a avut până azi convingeri, îl îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să ia o juruință. De azi înainte nu mai consum alcool. Punct. Iau această decizie. Condamnăm producerea de băuturi alcoolice și comercializarea lor. Nu se cade să facem bani producând alcool sau vânzând altora alcool. Dacă așa trebuie să ne câștigăm pâinea, atunci mai bine să nu mai mâncăm. Oameni buni, nu putem juca la două capete, iertați-mi expresia. Și apoi să ne amețim conștiința dând săracilor și Domnului venit de câine. Din afaceri cu băuturi. Nu se poate. O, suntem ai Domnului unul. Asigur că o să ne putem câștiga pâinea și dacă nu vindem băutura, nu o să murim de foame, va dimpotrivă Dumnezeu va veni și va binecuvânta, slăvit să fie în numele Lui. Dar, va zice cineva, bun, frate Nelu, frumos ați ocolit niște texte, frumos. Ce părere aveți de Deuteronom 14 cu 26? Acolo, ia și versul 25. Să-ți prefaci zecioala în argint, să strângi argintul acela în mână și să te duci la locul pe care îl alege Dumnezeu tău. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Boi, oi, vin, băuturi tari. Tot ce îți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. La nunta din Cana, Domnul Iisus a dat poruncă apa să fie făcută vin și încă din acela bun. Timotei are voie să bea puțin vin din cauza problemelor de sănătate. Iar diaconilor li se zice să nu fie băutori de mult vin, înțelegându-se că puțin e rezonabil. Ea e faină să fii diacon. Veți întreba, ce e cu aceste versete? Mântuitorul a fost acuzat că e băutor de vin. Ce e cu aceste versete? Răspunsul duminica viitoare. Pentru astăzi ajunge. Frații și surori, vă închem și vă îndemn să ne gândim și să facem alegeri. Noi trebuie să facem alegeri. A zice că pentru un creștin sensibil la conștiință ar fi fost suficient doar un verset. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Ar fi fost suficient atât. Dar dacă sunt mai multe, nu încurcă, că și Dumnezeu s-a îngrijit să fie în Biblie. Vă chem în încheiere să ne ridicăm și să ne rugăm.